Sunt Alexandra Nechita și doresc să salut toți spectatorii români. Micuța Picasso are astăzi 32 de ani și a dus în fața Ateneului prima expoziție de sculpturi 100% românească, realizată din aluminiu de la Alros Latina și pictată aici, în țara pe care o poartă în suflet. Renumită pentru paleta sa de culori, Alexandra Nechita spune că România ei are o nuanță aparte. Cred că e un curcubeu de culori pentru mine. Cele 8 lucrări din grădina cu sculpturi a Alexandrei Nechita reprezintă cadoul pe care visa să-l facă de multă vreme României. Lucrările mele sunt foarte mult un journey personal, o extensie de cine sunt eu absolut și tot ceea ce trec eu prin lucruri frumoase, lucruri dificile, lucruri pe care nu le înțeleg și încerc să le rezolv cu lucrările mele prin desen, prin linii, prin culoare. E foarte important pentru mine că vreau să pot să împărtășesc lucrările mele și progresul meu ca artist și viziunea mea ca artist în țara mea natală. Alexandra s-a născut la Vaslui și a emigrat cu mama ei în America. Avea doar un an și jumătate. Acolo le-a așteptat tatăl ei, care a fugit din România comunistă. A devenit celebră la numai 8 ani cu prima expoziție deschisă în Los Angeles. Lucrările sale aveau ceva din stilul lui Picasso. Părinții au fost primul care a descoperit că aveam o iubire mare pentru artă. Cam pe la 4 ani mi-au luat cărțile de colorat și m-au dat mai hârtie și au văzut că începeam să-mi desenez formele mele și le coloram eu înăuntru. Și plus nu numai asta, dar am lucrat ore întregi. Faptul că aveam o disciplină deja foarte distinsă la o vârstă foarte mică, o dragoste, o pasiune, ceva care, o flacără care ardea în mine foarte puternică pentru a desena și a lucra. La 8 ani a vândut primul tablou cu $50, iar la 10 ani era deja milionară în America. A expus în muzei din toată lumea, i-a cunoscut pe împăratul Japoniei, pe președintele Bill Clinton, pe papa Ioan Paul al II-lea. Avea doar 12 ani când a fost aleasă artista ceremoniei premiilor Grammy, pentru care a pictat biletele de intrare și invitațiile vedetelor. Tot atunci a devenit ambasadorul păcii pentru UNICEF. Crucea Roșie Americană și CBS au declarat-o la 14 ani femeia anului. Regina Elisabeta este doar una dintre celebritățile lumii care i-au cumpărat tablourile. Sunt foarte mulți colecționari, actori, începând cu Charlize Theron, este Calvin Klein, Oprah Winfrey are lucrări, printre românii noștri este Nadia. Nu m-a impresionat titlul sau poziția la cineva care alegea să aibă lucrarea mea. Pur și simplu faptul că cineva a simțit o conexie cu lucrările mele și a făcut o hotărâre să trăiască cu ele zi de zi, să existe cu ele zi de zi, asta e suficient indiferent de cine sunt. Chiar dacă avea doar un an și jumătate când a părăsit țara, Alexandra nu s-a despărțit niciodată de România. Aici este mama care ține un bebeluș și ține un stag american, un stag român. Și în România eu am o inimă pentru România și la fel și pentru America. Deși a trăit într-o vilă superbă din Los Angeles, în casa Alexandrei s-a vorbit numai limba română. Viorica și Nichi, părinții ei, au avut grijă să-i transmită și valorile românești, iar bunica i-a gătit ca acasă. Fratele meu născut în state a vorbit română înainte de ce a vorbit engleză. Fetița mea, 2 ani jumate, vorbește română cât de perfect poate vorbească un copilaș la 2 ani jumate. Dar cred că dincolo de asta e ceva care este la mine în suflet, ceva care nici eu nu prea pot să explic și de fapt de asta m-am întors ca să mă regăsesc eu pe mine și să-mi găsesc identitatea mea și, cum să zic, să-mi explic puțin patriotismul ăsta pe care îl simt.